să le spunem celor care, nu știu, vor, se gândesc, că au avut visul ăsta de mici, cât costă să devii pilot? Bună întrebare. Eu le recomand tuturor. Am descoperit de curând folderul spam de la Facebook. Eu nu știam că există. Deci primești acolo mesaje, după care primești niște mesaje nici pe care nu le ceri și mai e un folder, al treilea folder, ceva super ascuns. Mm. Aveam acolo toate mesajele din lume, de la părinți, de la adolescenți, cum se facă pe... Și am scris dita mai postarea la mine, așa, pe Facebook, Mihai Sturzu mă găsiți pe Facebook, despre ce școli, ce variante sunt în România, în fine, nu știu cum e cu reclamă, fără reclamă, nu o să le menționez acum pe toate. Nu le zic, na. Există variante în care poți să te duci să aplici, uite, la compania la care zbor eu, există un program pentru cadeți, care este foarte ieftin, bine, te finanțează ei, după aia îți retin salariul, în fine, e foarte ieftin să începi. Și există tot felul de alte școli, inclusiv instituții ale Guvernului României, care fac training de piloți. Da? Da, da, da. Și în medie, ca să ajungi să zbori pe un avion comercial, cât te costă și care e timpul investit? Așa, grosso modo, nu știu. Vreo 2 ani și 50.000 de euro, probabil. 50.000 de euro. Dacă e cu toți banii din buzunar. Dar bani, sunt bani pe care oricum ți-i amortizezi. Ți-i amortizezi. Pentru că aveți salarii bune. Da, nu mă plâng. Și aveți pachete bune și programul e destul de flexibil, nu? Da, eu nu, sunt foarte fericit cu ce zburăm noi, foarte bine. Vis. Deci, dacă ești, deci tu dacă te-ar mandata ăștia de la compania la care zbori și băi, fă și niște PR, tu cred că ai fi, nu știu, cred că le-ai crește. Da, mai friend, da. Cu 100% în două zile. Eu am o relație comercială cu compania mea totuși. Da, spuneai că mai ai cât până să devii comandant? Nu există așa ceva bătut în cui, adică nu toată lumea devine comandant. Cerințele minime legale sunt să ai minim 1500 de ore de zbor. Fiecare companie poate să modifice aceste cerințe, nu în sensul de a le face mai relaxate, ci mai restrictive. La noi, această cerință este de 3500, deci mai mult decât dublu de experiență. 3500? Da, de experiență. Da. Eu stau acum pe la vreo 3200-3300 de ore. Ai zburat ceva? Am zburat. Probabil că în primăvară ajung și eu la acest prag, voi trimite un mail către partea noastră de training și zic bună ziua, bună ziua, am ajuns și eu la orele astea, sunt pregătit sau whatever. Eu am terminat acum un program de pregătire pentru upgrade. După care urmează interviuri, simulatoare, examene, e un proces destul de complex și care durează. Și la un moment dat, dacă îl termin cu succes, devii comandant. Deci tu spuneai că poți să rămâi și la statutul pe care l-ai acum, nu trebuie neapărat să devii comandant? Sigur că da, nu e obligatoriu. Tu ai făcut asta pentru că ești atât de implicat în povestea asta, încât vrei să scaiezi de limit la tine. Practic. Păi da, Care-i visul tău în continuare? Îmi place foarte mult să zbor, foarte, foarte mult să zbor. Pot să mă uit înainte la foarte mulți piloți care... Eu am noroc că am început să zbor comercial la 38 de ani. Am colegi care au început la 21 de ani. Zborul ăsta, uite, nu există niciun studiu, de exemplu, legat de... Noi zborăm foarte mult, zborăm 800-900 de ore pe an. Toată lumea, aviația modernă se zboară foarte mult. Nu există niciun studiu legat de care este efectul acestei cantități de ore zburate asupra corpului omenesc timp de 5, 10, 15 ani, știi? Nu există studii? Nu există studii, pentru că nu s-a zburat niciodată de mult. Nu departe de ultim, adică de la liberalizarea prețului și de la când au început low-costurile să duduie. Nu cred că asta. Și s-a liberalizat practic zborul, că e că dacă vrei ca sporturile care până de mult erau considerate elitiste așa. Probabil, da. Adică profesorii mei de la școală, deci nu mă uit mult în spate, la oamenii care mi-au predat, zburau 400-500 de ore pe an. Știi? Și acum care e media? 800-900. Da, adică da, adică se zboară ca lumea. Ceea ce nu-i rău. Dar tu te resimți? Adică ai anumite aspecte? Nu. Și partea bună este că noi în fiecare an facem vizite medicale. Adică tu în fiecare an ești verificat că ești fit. Dar nu asta e problema. Problema este că poate să apară uzură. La mine n-a apărut uzura asta. Planul meu așa la lung, dacă mi iese în zona asta de aviație, este că l-am dat să-mi cumpăr un avion cu mare Mărgineanu și să mă duc să zbor în insule, să plimb turiști, să le arăt rechinii din avion. Deci, și să simplu, te retragi undeva în Caraibe. O insulă cu nisip alb și cu mâncare bună. Da. Mamă, mai băgat o infuzie de depresie. De ce mă luat? De bucurie. Ce faci, mă? Deci cum să plimb turiști în Caraibe? Da. Băi, îți urez tot succesul din lume. Mulțumesc, da. Și la cum te știu, sunt convins că vei ajunge acolo. Adică, Doamne ajută. Dar până acolo, deci o să ai brevet, se cheamă așa?
Sau cum e? Nu. Legitimație sau? Nu, eu am licență de pilot. Nu, nu, când obții asta, să fii comandant? Nu, îți dă nicio hârtie, îmi poți ieși comandant. Nu e o festivitate și acum ca la absolvire? A, ba da, o să fie probabil ceva intern acolo, a, așa că îți dă, nu mai ai 3 trese, ai 4 trese, da. Îți dă la uniformă, alte chestii, că e așa o festivitate. E, da? O, vă se pară? Adică, ca să înțelegi, noi și astăzi, deci în orice avion din lumea asta, cei doi piloți, comandant și first officer, sunt calificați să zboare perfect la fel. Mm-hmm. Doar că ceea ce are comandantul în plus față de first officer este responsabilitatea. Da. Întreaga responsabilitate asupra zborului, echipaj, pasageri, încărcătură, avion în sine, este a comandantului. Practic, tu înveți să fii managerul zborului, să fii cel care, dirijorul zborului. Dacă ai fi orchestră, tu ai fi dirijorul, asta e comandantul. Mi-a zis o chestie la un moment dat, nu știu dacă poți să o zici și public, e adevărat. De fapt, acum că am zis-o, trebuie să o zici. Am formulat și eu. Nu recunosc nimic din ce urmează să spui. Că în cazul în care și comandantul și cel care asistă first officer, da, nu știu, pățești ceva, e adevărat că sunt atât de moderne și atât de fine avioanele astea încât pot fi aterizate inclusiv de stewardese? O să spun așa, nu știu la ce te referi. Ah. Okay. Vrei să tăiem la montaj? Nu, 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 ok. Ah. Avioanele astea moderne, toate știu să facă auto. Sau nu știu dacă cu tine vorbeam. Da, nu știu, poate cu Mărginanu, poate cu Mărginanu. Da. Toate avioanele pot să facă autoland, pot să aterizeze singure. De fapt, este procedura obligatorie în condiție de vizibilitate scăzută. Da. Nu știu să existe în istoria documentată situație de... se numește dual pilot incapacitation. Da. Deci, amândoi piloții să fie incapacitați și doamne, doamne. Dar ăla care ateriza pe Hudson... Măestrie. Dumnezeu a vorbit prin el în momentul ăla. Da? Da, da. Se poate ateriza. S-a dovedit că avionul aterizează pe apă. Da. Dar mi s-a părut așa. Te-ai gândit la scena aia vreodată? Da, normal. Am văzut și filmul. Mi s-a părut foarte interesant. Zic, foarte interesant mi s-a părut. Da. A fost o forțare a situației pentru... sau? Nu, dacă... Uite, asta e o chestie foarte interesantă. Că ții minte, a fost o scenă în film în care, nu știu, compania de asigurări tot încerca să... Mm-hmm. Spune că ar fi putut să aterizeze. Da, exact, păi asta era. Da, și la un moment dat și dovedit într-un simulator că, uite, ăștia au aterizat, știi? Și după aia apărătorii au spus, da, ok, dar mă întrebăm pe colegii noștri în simulator, ați știut exact scenariu? Dar înainte, da, sigur, l-am briefuit. Știați la ce secundă o să aveți bird strike? Da, am știut. Știați ce opțiune aveți? Am știut. Da, 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 ok, bun, și ați aterizat, da. Din act aterizat, încercarea ați aterizat. Din a 17-a. Omul ăla n-a avut cât una și a reușit. Da. Erou pe linie. Fabulos. Da. Eu când am văzut aia cu aterizat pe râu, da, zic, mă, vis. Genial. Da, da, da. Da. Omul s-a descurcat. S-a schimbat o procedură după evenimentul ăla, da. Noi avem un al treilea motor în coadă, toate, se numește APU, e un motor mai mic. Mai e un motor? Da. Și asta eu știu. Da. Deci sunt trei motoare pe unul. E o știre, știre. Breakers! Jurnalistul din criza, știre. Deci al treilea motor aici. Da, se numește... Și ăla poate să piloteze întreg avionul, deci dacă mor cele două? Nu, 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 nu. Asta se numește APU. Da. Este Auxiliary Power Unit. Este un motor mic, tot un motor cu reacție, dar mult mai mic, care îți dă ție electricitate, aer condiționat, pneumatic, tot ce ai pneumatic, cu el pornim motoarele mari în mod normal, și un alt, o elice sub avion care îți dă, îți alimentează un sistem hidraulic, al treilea sistem hidraulic redundant, în fine. Ce a făcut Sally în momentul respectiv, pentru că la dual engine failure se stinge tot în față și nu mai vezi nimic, a pornit APU. În checklist-ul dat de producător, APU era mult, mult, mult mai târziu de pornit. Ăsta l-a pornit, că a fost el băiatul. Poc, poc, l-a pornit, a avut niște curent, a început să zboare, a văzut ce unde e, ce indicații de viteză, tot, 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 ce a putut și a zburat. Impecabil. Pentru copii, cât ajungi să câștigi? Pe o axă de asta, assistant până la comandant? Deci fii atent, eu la un moment dat... Nu vreau să-mi zici tu salariul tău. Începusem să zbor, eram fix în primul an. Și am candidat, nu știu unde. Ceva fără șansă, dar m-a rugase un prieten bun să candidez, să fiu acolo pe listă, să... La primărie, nu? Nu, 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 la europarlamentare. Ah. Așa. Și în fine, bine, hai, punem-o pe listă acolo. Eu, da, aveai voie tu fiind la firma asta? Da, de... da, ai voie, nu-i practic, nu știu să te implici politic, e un drept constituțional. Dar nu avea, adică nu, era, știi cum e în politică. Hai să mai punem pe unul cunoscut pe listă, da, ca facem să o listă, da. Da, exact. Eu uitasem că atunci când candidez trebuie să faci declarație de avere. Așa. Eu am făcut-o. Așa. Ceea ce e corect. Da. Că așa e transparent. Eu am luat salariul meu care jumătate de an era training, deci 3,50 lei. Așa. După care jumătate de an două vacanțe și nu știu ce. Și am dat acolo. Există o
întotdeauna această știre când se depune declarații de avere, toți, unii jurnaliști, uite, ia să văd cât m-am făcut. Da, și eu m-am uitat, da. Șoc, sigur ați mai. Și astăzi, de periodic, deci periodic, mai sunt titluri cu stursul, apare nu? Care este salariul de pilot, n-o să vină să crezi, știi? Moare de foame! Exact, săracul om, știi? Bă, nu mă plâng, sunt foarte bine, nu, eu am această... Nu, cât poți ajungi să câștigi, asta era ideea. Și sunt companii și companii, evident, dacă faci o medie, comandant cu experiență. Hai să te bagi în depresie așa, da? Da. Înainte de COVID, da. Când încă nu erau salarii, acum s-au mai mărit salariile, în Asia, un comandant de Airbus A320, ce zbor eu, era ofertat la $26,000 pe lună. Pam, pam. Băi, cred că ăsta e ultimul podcast pe care îl facem și ne apucăm de... Puși de aviație, da. Da, nu. Da, e adevărat. Sunt condiții speciale în Asia. Da. Și în zona asta a Golfului, cred că se plătește foarte bine. Și acolo era mai bine pe vremuri, de acum nu mai știu și așa. Mm-hmm. Da, uite, asta este deci ceva, planul meu înainte să mut în Caraibe, e să mă mut acolo. Să te muți în Asia. Zbor 4 ani acolo. Da, să-ți faci bani de avion. Practic, unul de ăsta e din prima lună, știți? Mă mărginene, mai avionul, te-am să ții cum. Da, cam asta este. Am înțeles. Eu nu știu, în America, am înțeles că în America sunt iară bani buni. Dar știi care e faza? Dacă faci aviație pentru bani, se pare grea. Da, dacă orice faci aviație, lucru pe care îl faci pentru bani e greu. Dacă faci aviație pentru că iubești aviația, te bucuri și că te duci la zbor la 4 dimineața.